oamenilor, este scandal uriaș la Muzeul Țăranului Român, acolo unde se derulează pelicula Soldații, poveste din Ferentar. Au întrerupt această peliculă, au intrat în sală, au pus manele. Haideți să vedem exact ce s-a întâmplat în această sală de cinema, repet, unde se proiecta această peliculă Soldații, poveste din Ferentar. Ieși afară! 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 Au întrerupt această peliculă, repet, au intrat în sală și au pus manele pe telefoane. În baza cărei legi, că mi-a sunat Da, ați deranjat proiectul unui film. Nu am deranjat eu. Dar cine? Ați fost de față? Da, eu am fost de față. Nu, de față. Ați agresat. Nu m-am agresat. Ai văzut tu pentru întuneric? Pentru întuneric, ai văzut tu? Ai văzut tu pentru întuneric? Și eu... Eu dau de clasă pe Tomas. Eu spun... I-ați dat peste noi. Eu spun altceva. Eu spun că mi-a dat un telefon. Haideți. În baza cărei legi. Deci ați agresat o persoană și am agresat. Vă rog, nu am agresat. Vă rog frumos să vă luați. Mi-a dat un telefon. Haideți. Mergeți și vorbim afară, că n-are rost să cumpărăm o sală întreagă pentru... Ați văzut pentru întuneric sau cum ați văzut? Pentru întuneric, ai night vision. V-am plătit bani pe biletul ăsta. Mi-a sunat telefonul. Vă rog frumos că nu puteți să cumpărăm o sală întreagă. Nu, haideți că vedeți după aceea, vă rog frumos. Să vă explic încă o dată. Explicația dumneavoastră, știți ce s-a întâmplat? Mi-a spus băieții și am... Păi nu, și eu n-am dreptul să vă spun sau tare. Haideți, colegi, băieții, sunt colegii mei și vorbim afară, nu tâmpărăm o sală întreagă. Vă dau datele mele pe bilet. Nu, mi le dați afară, nu aici sale. Eu am plătit bani pe biletul ăsta. O să vă să vă vă să vă 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 Deci eu zic că nu are rost să stăm să ne intrați după aceea, nu mergem afară. Cum ai început să facem cina? Datele, datele mi le iau afară. Haideți! Vă rog frumos să vă ridicați. Vă rog frumos să după dumneavoastră. Deci vă rog frumos să vă ridicați. Nu trebuie să mai bine dați afară. Ia cum scrie datele afară. Haideți, vă rog frumos. Nu. De asta trebuie să ieșim afară, că ați luat... Deci vă rog frumos, v-am rugat frumos să mergem afară. Haideți! Uitați, așa cum stă domnul Cumuna aici, așa stă deci domnul Șoia cu telefonul. Dați-i pe stâmbă! Păi da, dar atunci era, era întuneric și n-am văzut. Deci așa era întuneric și nu s-a văzut nimic. Nu mă lăsați-mă să vă film în pula mea. Haideți, vă rog frumos, dacă începeți cu chestii cu, cu din asta, haideți, vă rog frumos. Ce faci, mă? Haideți, vă rog frumos. Ce faci? Haideți, că nu vorbim, nu vorbim frumos. Haideți, haideți, că n-are rost să ne... Haideți, să ne... Haideți, să ne... Luați unul în bagajul. Luați unul în bagajul. Din sală cu sprijinul poliției. Mulțumim încă o dată poliției că și-a făcut datoria. Cum abicei. Dar ăsta de ce mă filmează? Nu știu, deci pe mine nu mă filmează. Dar ăștia de ce mă filmează? Deci închideți filmarea. Ăștia de ce mă filmează? Și ăștia de ce mă filmează pe mine și pe dumneavoastră? Și eu n-am voie. Ori închideți toate camerele, ori filmez și eu. Ați intrat într-o sală de film, ați vorbit unul de față cu ce mine. Ce faci, Felix, dai mine? Ați folosit cuvinte obscene de față cu mine? Care a fost cuvântul obscen? Lăsați-mă în, în pace, da? A, cuvântul ăsta da, apare și în film, ca să nu știați. E un cuvânt obscen față de mine. Apare și în film. Nu știu. Dar nu m-am adresat dumneavoastră, m-am, da. M-am adresat tuturor. Ați lăsați-mă în pace, da? Da, m-am adresat tuturor care bun. Faceți show-ul aici, așa, ați întrerupt? Dumneavoastră ați întrerupt filmul, amendați-vă singur. O să fiți sancționat. Dumneavoastră o să fiți sancționat. Bun. Și pentru că mi-ați îngrădit aveți, dreptul de a viziona un film. Aveți dreptul să depuneți. Ia uitați biletul. Îl vedeți? Aveți dreptul să depuneți. L-ați plătit dumneavoastră sau eu? L-ați plătit dumneavoastră sau eu? Dreptul
Dar de ce respiri așa? Te-ai agitat? Nu. N-ai COVID să fie? Nu. Și dacă faci, nu-ți pare nicio. Cum? Nu-ți pare. Nu, nu știu ce era spare. Nu știu foarte bine. Și atunci unde am însă? Dar ce? Da, într-o sapă de pe. Dacă e stabilit, în față, m-am drăgut și tot în asta. Da, am bilet, îmi iau amendă și mă lăsăm la film, da? Dar nu sunt aici mică. De ce? Dar de unde știți că am tulburat? Așa, cum au văzut ei că am tulburat? Nu, eu vreau să știu descrierea. Unde am tulburat-o? Când mi-a sunat telefonul? Așa. Zi tu, că tu nu mai luat așa agresiv. De față, la mine ați folosit cuvinte obscene, de față cu mine. Dar înainte de asta, ce s-a întâmplat? De, înainte de asta am avut colegi, am avut colegi în sală care au văzut s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat? Vreau să vorbim și eu cu colegii dumneavoastră, că poate sunt mincinoși. Credeți că am mincinoși colegii dumneavoastră. Te rog. Nu am văzut să vă sune telefonul în sală, ce e asta? Ați luat o razna, acum pe bune, te întâlnit de la un om, ai luat o razna? Mă iei că mi-a sunat telefonul în sală? Că așa ți-a zis colegii? Poliția română a luat o razna. Aici, dacă îmi sună telefonul, nu am luat și nu te fără. Pentru ce? Pentru ce? Așa au zis niște popoane. Păi, urmă, stați-i? Poate nu-i plăte tot. Bine, da. Bun. Legal. Hai să o luăm altfel. Deci eu nu dispun dacă intrați o dată în sală sau nu. Vreau să știu legea. Deci, ascultați. Legea care îmi interzice să intru în sală. Directorul muzeului a dăcut ca doar de intrat în sală. Cine este directorul muzeului? Nu pot să vă spun. Eu îl cunosc pe directorul muzeului. Sunați și vedeți dacă domnul... V-a spus dumneavoastră. Domnul director vă dă ordine dumneavoastră. Nu, nu ne dă ordine. Să nu mai intre Felix Roncea în sală. Așa a zis directorul. Bun. Motiv pentru care v-ați amendat? Dacă vă luați și intrați, e treaba noastră. Să nu mă lase. Știți de ce? Dumneavoastră, acum amendați că disturb ordinea liniștii publice pe stradă. Nu dați amendă, eu pot să-ți dau în același loc după aia. Legal? Nu, legal. Sunteți pe stradă. Legal, dacă tu vrei pe la secție. Dacă tu vrei continuare, dar de stat pot să stau în același loc? Nu. Cum să nu pot? Pot să ne continuăm să tulburi, stăm în liniște. Am voie să stau unde vreau? Da. E, ca să pe stradă, dar aici pe stradă, nu pe stradă. Aici este o instituție publică în care am plătit bilet. Da, se pot da banii înapoi, dați. Păi, dar nu vreau banii înapoi. Îmi îngrădiți dreptul de a vedea povestea fraților mei din Ferentari. O să-l vedeți de la cinematograf dacă... Nu, o să vin cu frații mei din Ferentari să-l vadă și ei. Să vadă cum vă comportați dumneavoastră cu oamenii din Ferentari. Vă folosiți de oamenii din Ferentari, vă folosiți de oamenii săraci din Ferentari ca să faceți bani. Doamna a stat în Ferentari un an de zile cel puțin. Doamna, vă folosiți de oamenii săraci ca să faceți bani la cinema. Și agitați spitele și vreți. Primul mi-a sunat telefonul, nu are voie să sună. Și v-ați buscat spectatoare. Cine am pus? Cum am ajuns eu la telefonul ei? Ce căuta telespectatoarea? Cu telefonul ta cum eu? Eu v-am întrebat altceva. Ce căuta? Dar dumneavoastră cine sunteți? Cine sunteți? Sunt obligată să vă răspund sau nu. Păi vorbiți de bilet, de bani înapoi. Păi pentru că banii se dau înapoi. Păi dar cine sunteți? Dar dumneavoastră banii, eu vreau triplu. Pentru disconfortul creat. Și vă cereți ca să-i lească, da? Doamnă, mie doar mi-a sunat telefonul, înțelegeți? Nu mai. Deci atunci, dacă domnul, mai aveți voie să intrați la sală. Barta, lăsă. Deci dacă v-a zis că nu mai filmați. Dar vreau să-l filmez. Nu mai Barta, filmați că Laszlo sunteți într-un... Cristian. Sunt-o... Laszlo, ce nume? Sunteți într-o instituție publică, nu mai filmați, vă rog frumos. Nu aveți voie să filmați, da? Și asta cum filmează, iau. O să fie trasă la... Filmează aici de jumătate de oră, da? Sunt jurnalistă, nu sunt asta. Asta jurnalistă. Așa, mă lăsa să... Eu, de unde mi-au banii apoi, apropo? Dă-mi în pat, 50 de lei. 50 de lei? Da. Haideți, spuneți, domn. Nu mă fac? Nu, dar așa pare. Mamă, eu te văd așa. Am înțeles, stai.
E colani vagabond, dar n-ai ce-i face, tot acasă se întoarce. E colani vagabond, dar e bărbat și-l iubesc mai.